Salutare și bine ați venit la chestii complicate, explicate simplu. Astăzi o să vorbim despre arhitectura von Neumann a sistemelor de calcul, și anume, orice sistem de calcul primește la intrare date pe care le depozitează în memorie. Din memorie ele sunt duse la procesor unde se execută cu unitatea de comandă, efectuând calcule aritmetico-logice cu unitatea aritmetico-logică apoi depozitează rezultatul înapoi în memorie și ne oferă nouă, ni oferă nou în perifericele de ieșire. Ați ghicit, astăzi o să vorbim despre sistemul de calcul. Vizionând acest video, vom avea o imagine de ansamblu asupra ceea ce este un sistem de calcul. Cea mai importantă componentă din sistemul de calcul este procesorul sau microprocesorul. El este creierul calculatorului. Este singurul circuit integrat programabil în timpul funcționării. Iată, în această imagine, este un microprocesor care urmează să fie pus pe o placă de bază. Memoria. Memoria calculatoarelor este de două tipuri: internă, fără de care computerul nu poate funcționa, și externă, care se poate detașa și conecta la alt computer. Există mai multe tipuri de memorie. Observăm aici o schemă cu mai multe tipuri, noi o să discutăm despre cele mai importante. Memoria internă sau memoria de lucru este și ea de două tipuri, și anume ROM. Read Only Memory, memorie care poate fi doar citită, care are ca software bios -ul. Și RAM, Random Access Memory, memorie cu acces aleator. Aceasta este memoria de lucru propriu zisă a sistemului. Iată, avem aici în imagine un chip de memorie ROM pe care scrie BIOS, pe vremuri este pe o placă de bază mai veche, pe vremuri se putea detașa și schimba cu totul chipul de memorie care conține BIOS-ul. Și aici avem în aceste imagini memorie RAM, plăcută de memorie RAM care se pot monta pe soclu speciale de pe placa de bază. Memoria externă. Memoria externă este și ea de două tipuri, magnetică și optică. Avem hard disk care a fost înlocuit mai nou de SSD, solid state drive, hard disk, hard disk drive. Avem apoi stick sau flash memory pe care îl folosim curent ca să cărăm fișiere inclusiv virus după noi și avem memoria optică CD, DVD, observăm aici și un Blu-ray disc. Acestea sunt deja pe cale de dispariție, deoarece au fost înlocuite pe scară largă de către stick, de către flash memory device perifericele. Ce înseamnă periferice? Periferie înseamnă margine. În uh, centru avem unitatea centrală a calculatorului și în jurul acestei unități centrale avem o grămadă de dispozitive, le numim dispozitive periferice deoarece ele se află la margine. Să discutăm despre ele. Perifericele de intrare, cu ele computerul ia date din exterior. Acestea sunt tastatura, este cel mai vechi periferic de intrare mouse este cel mai folosit periferic de intrare în sistemele de operare cu interfețe grafice. Microfonul pe care îl folosesc eu acum, stau cam de parte să vă spun vă o, deci cu microfonul calculatorul aude, pe mine mă aude în acest moment și transformă sunetul în date, îl digitizează. Apoi, camera web, pe care nu prea o folosesc, camera web transformă imaginile în date și le depozitează în memoria calculatorului și în final scannerul. Scannerul este un dispozitiv care transformă o imagine de pe un suport fizic, o fotografie pe hârtie sau un document în fișiere în calculator. Perifericele de ieșire, prin ele computerul primește date din exterior. Cel mai important periferic de ieșire este monitorul, apoi imprimanta și avem și boxe sau căști audio. Monitorul, cel mai important periferic de ieșire, ne oferă nouă imagini. Noi oamenii primim prin intermediul văzului 90% din informație, deci monitorul pentru noi este cel mai important periferic de ieșire. Imprimanta transformă imaginile sau textele în le imprimă pe suporturi de hârtie. Și avem boxe. Cu boxele calculatorul ne vorbește sau cu căștile. Aceste căști au și microfon, deci sunt și au și periferic de intrare. De fapt, placa audio de pe interiorul plăcii de bază este un periferic și de intrare și de ieșire. O să vorbim în continuare de perifericele de intrare, bară ieșire, care sunt și de intrare și de ieșire în același timp. Adică prin ele computerul oferă și primește date din exterior simultan. În primul rând modemul la telefoane, apoi placa de rețea la toate calculatoarele, inclusiv telefoane și laptopuri, și Bluetooth, care există numai la anumite dispozitive, este o placă de rețea Bluetooth cu o tehnologie un pic diferită. Ecranul telefonului, cel mai folosit periferic de intrare și ieșire, touch screen, adică ecran care se poate atinge. Modemul, iată aici arată ca un flash memory stick, el are în interior o cartelă telefonică și primește, face legătura între un sistem de calcul și o linie telefonică pe care primește și oferă date. Placa de rețea face același lucru, primește și oferă date, pe, se conectează într-o rețea printr-un cablu de rețea. Observați aici mufa de conectare RJ45. Mergem mai departe, ecranul telefonului. Este un periferic și de intrare și de ieșire pentru că ne prezintă nouă imagini, dar și îl apăsăm cu degetul, deci este de intrare, prin el telefonul primește, adică sistemul de calcul primește date de la noi. Toate sistemele care au procesor sunt sisteme de calcul programabile în timpul funcționării. Și anume, PC-urile, laptopurile, tabletele sau telefoanele cele mai folosite de noi sunt sisteme de calcul, repet, deoarece au procesor și procesorul poate fi programat în timpul funcționării. În viitorul apropiat, odată ce o să trecem la telefonia mobilă de generația a A5, 5-a, 5G, o să avem și frigiderul și aragazul și tot ce mai e pe în casa electrocasnic cu procesor și anume vor putea fi programabile în timpul funcționării. Așa că aveți grijă cine vă programează creierul, deoarece el poate fi programat ca un computer. Dacă v-a plăcut acest video, puteți da like și subscribe. O zi bună vă doresc!